cea mai mare înțelepciune care îl păzește pe om de tot păcatul. Și îl duce la rai. Și atunci marele vasăre, e omul. Cea mai mare înțelepciune care păzește pe om de tot păcatul și îl duce la fericirea veșnică este pururea să vezi moartea înaintea ta. Moartea! Și să ai în minte și în inimă pe Doamne Iisus. Deci, Sfântul Vasile, Scriptura spune să mergi drept înaintea Domnului, să nu te abați nici la stânga, ca să poți merge drept, îți trebuie două ziduri. Dar nu de cărămidă, nu de piatră, nu de ciment, nu de fier, nu de lemne. Două ziduri duhovnicești. Să ai în dreapta frica lui Dumnezeu și în stânga frica morții. Că Scriptura spune, cu frica lui Dumnezeu se abate tot omul din la rând. Cine are frica Dumnezeu în dreapta și frica morții în stânga, merge drept înaintea Domnului. Noi dormim în păcate tot timpul. Cred că dormim și... Că dacă n-am dormit păcate, am plânge de toată ziua, am plânge păcatele noastre. Ai văzut Sfântul Arsenie cel Mare, o plâns 80 de ani în pustie. Eu când genelii la ochi, atâta o plâns. Și l-a trăit împărat, la Roma a fost cu împărat. Și în pustie a plecat de pustie ca nu. Așa era Sfânt, care plânge păcatele. Că toată clipa greșim lui Dumnezeu. Mânca, bă, rai, o să vă mănânc. Ați venit la un potrigai din Moșneac?